Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem acum un subiect foarte interesant pe care l-a, Vlad l-a tot amânat pentru că s-a documentat. Da, așa e. S-a documentat ca lumea. Viticultura ecologică. Aș vrea să văd asta, un batalion, o divizie de rațe indiene alergătoare. Există rațe indiene alergătoare care, după cum le spune și numele, stau drepți așa și se deplasează prin alergare. Deci o armată întreagă de rațe indiene alergătoare vânează în fiecare zi dăunătorii și menține înfloritoare podgorile din orașul viticol Stellenbosch din Africa de Sud, scrie publicația G4 Media. Așa că m-am apucat să documentez ce cu rațele indiene alergătoare. Au niște picioare mai lungi și o postură dreaptă, așa ca soldații, și cu asta ajung la niște melci. Aia sunt principalii dăunători acolo. Sunt un fel de Cindy Crawford, dar ai rațelor. Au picioarele mai lungi, asta mă refer. Ce asocieri faci pe cuvântul meu? M-am gândit și la Linda Evangelista, dar am zis că Cindy e mai celebră. E mai cunoscută. Să știi că am văzut și rațe mai închise la culoare, deci ca Naomi Campbell ai putea. Bravo, dar acolo deja e panteră și aici vorbim de rațe. Rațele alergătoare indiene sună așa, că am găsit și cum fac ele. Fac ele? Da, fii atent. Asta e. Băi, e un dialog. A făcut urât. Zici că-s de la de rațe de letai de Crăciun. De rațe de război. Practic, melcul când aude sunetul ăsta, țuști. Da, asta fac rațile. Mai zine. Găinățează. În afară de asta nu cred că trebuie să fie indiană de... Podgoria e foarte sustenabilă. Dar rațele, citez, urmându-și liderul, rațele mărșăluiesc în covoi prin Podgorii. Este uimitor cum se comportă, declară o turistă. Tu îți dai seama că se face turism? Deci dacă ajungi în Africa de Sud, la Stellenbosch, într-un city break, n-ai cum să nu. E tot ce-mi doresc. Practic, da. Ia vezi, mă, câte biletul de avion până la Stellenbosch. Da. Mergem, plecăm vineri, ne întoarcem duminică. Stăm două ore în tranzit pe undeva și am terminat treaba. Practic dormim în avion. Deci te duci acolo și ești evident. Vrei să faci... Cum se face, știi? Când te duci, te plimbi cu barca cu fund de sticlă să vezi nămolul de pe fundul apei, te păcălesc că eu să vezi pește exotic, nu vezi niciun pește exotic. Corali, chestii. Da. Te duci la, în deșert, la beduini. Te duci vezi beduini? Sărmani angajați acolo care pretind că-s beduini și așa mai departe. Aici vrei să vezi rațe? Rațe? Au boboci? Mergem într-o podgorie unde sunt rațe care vânează melci. Lațe? Ce poate fi mai interesant, da. Lațe? Lațe? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.